Bună seara, dragi și prieteni! Suntem împreună la o ediție specială a emisiunii Legal Point, transmisă în direct din Aula Facultății de Drept a Universității din București. Emisiune realizată cu ocazia desfășurării în capitala României a conferinței a Congresului Mondial Protecția Mediului prin Dreptul Penal, o conferință și un congres organizate de către Institutul de Cercetări Juridice în parteneriat cu Asociația de științe penale și de asemenea cu colaborarea susținută a Asociației Internaționale de Drept Penal. Îi avem alături de noi, în această seară o serie de invitații din țară și din străinătate. O să prezint prima dată invitații din România. Este vorba despre domnul director al Institutului de Cercetări Juridice, domnul profesor universitar dr. Mircea Duțu. Bună seara, domnule director! Bună seara! De asemenea, președintele Asociației de Științe Penale din România, domnul profesor universitar dr. Constantin Duvac. Bună seara! Bună seara, domnule profesor! Și de asemenea, împreună cu noi sunt alți doi invitații din țară. Este vorba de profesor universitar dr. Ovidiu Prădescu, președintele de onoare al Asociației de Științe Penale. Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație! În egală măsură îi mulțumesc pentru participare și domnului Alexandru Voicescu, prietenul nostru care ne va ajuta cu traducerea întrebărilor și răspunsurilor pentru invitații noștri din străinătate. Bună seara! O să-l rog pe domnul profesor Mircea Duțu să ne prezintă pe invitații domniei sale, invitații acestui congres din străinătate. Bună seara! În dreapta mea, domnul profesor John Vervael, profesor la Universitatea din Utrecht, Holanda, și în același timp președinte al Asociației Internaționale de Drept Penal, cu sediu la Paris. Bonsoir, monsieur le président! Mulțumesc pentru invitație! Bună seara! În stânga mea, domnul profesor José Luis de la Cuesta, profesor la Universitatea din San Sebastián, țara Baștilor, Spania, și președinte de onoare al Asociației Internaționale de Drept Penal. Buenas tardes, senior. Bună seara! Mulțumesc, domnule președinte, domnule director Mircea Duțu. În continuare v-aș ruga pe dumneavoastră și pe domnul profesor Duvac să ne faceți o scurtă introducere în această conferință mondială, în acest congres, cum a fost inițiat acest demers, ce vă propuneți prin această inițiativă, iată desfășurată pe 3 zile în capitala României. Din câte știu, este al doilea congres mondial. A doua conferință mondială din 2007, pe lângă congresele obișnuite, Asociația Internațională de Drept Penal a fost fondată la Paris în 1924 și ține în mod periodic o serie de congrese și printre membrii fondatori s-a aflat și profesorul Iulian Teodorescu, care a făcut parte și din primul comitet director al asociației, fost profesor și decan al Facultății de Drept din București în 1924. Apoi, din 2007, așa cum arătam, se organizează o serie de conferințe mondiale concepute drept reuniuni consacrate unei problematici de interes general, internațional și de o deosebită actualitate. Prima conferință mondială a asociației a avut loc în 2007 la Guadalajara, în Mexic, și a avut ca temă dreptul penal în secolul 21. Iată că a doua conferință, cu ajutorul Asociației Internaționale de Drept Penal, are loc la București, de data aceasta tema fiind protecția mediului prin dreptul penal. Sunt reprezentate la conferință toate marile școli de drept ale lumii, practic din toate continentele vin specialiști, îndeoseb cadre universitare, specializați în dreptul penal al mediului și pe lângă prezentarea unor teme generale legate de specificul protecției mediului prin dreptul penal, reglementările existente la nivel internațional, din partea marilor sisteme de drept american, sud-american, european, african, asiatic, se vor prezenta modurile de abordare a acestei problematici, se va realiza astfel un schimb de experiență deosebit de important și, fără îndoială, concluziile conferinței vor fi transmise de către organizatori forurilor interesate de problematica respectivă. De altfel, Asociația Internațională de Drept Penal are statut consultativ pe lângă o serie de structuri internaționale deosebit de importante.
Domnule profesor Constantin Duvac, în calitate de președinte al Asociației de Științe Penale, văd că aveți o activitate și o legătură consistentă cu Asociația Internațională de Drept Penal. Și la alte manifestări și cu alte ocazii am văzut împreună cu dumneavoastră la diverse manifestări pe care le-ați realizat pe reprezentanții Asociației Internaționale de Drept Penal. Bună ziua din nou și vă mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a vă împărtăși din experiența noastră în relația cu Asociația Internațională de Drept Penal, forul nostru tutelar. Aș putea spune, răspunzându-vă, că am beneficiat de bunăvoința președintelui de la acea dată în exercițiu, José Luis de la Cuesta, care a acceptat mai întâi și să participe la manifestările Asociației Române de Științe Penale începând cu anul 2011 până în prezent. Ideea organizării unei astfel de manifestări s-a născut în anul 2013, când iarăși am avut plăcerea să organizăm sub egida AIDP-ului o conferință regională la București, prilej cu care domnul profesor Mircea Duțu a și lansat această lucrare, această lucrare monografică, Introducere în dreptul penal al mediului, pe care a prezentat-o în rezumat și astăzi, în intervenția domniei sale, și care se află de altfel și la mapa experților străini, tradusă în limba engleză. Desigur că noi încercăm să folosim această experiență a invitațiilor noștri străini din dorința de a armoniza, pe de-o parte, partea normativă a științei dreptului penal, partea substanțială, dar și partea procesuală, formară, de investigare, de cercetare, într-un mod unitar, pentru că numai o abordare unitară la nivel global ar putea asigura succes într-un astfel de demers, dar sunt sigur că această chestiune va mai fi atinsă pe parcursul emisiunii de azi. Aș vrea să vă mai spun doar un singur lucru, că la finalul acestei conferințe va fi elaborată o rezoluție, o recomandare din partea Asociației Internaționale de Drept Penal, prin grija celor doi președinți aici de față, și care va exprima punctul de vedere al acestui organism specializat cu privire la represiunea manifestărilor ilicite contra mediului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru această introducere în această manifestare deosebită. Iată un eveniment de primă mărime în România anului 2016. Trecând mai departe și cu ajutorul colegului nostru, aș vrea să-l întrebăm pe domnul președinte al Asociației Internaționale de Drept Penal care sunt obiectivele acestei asociații și să îl rugăm să ne prezinte pe scurt Asociația Internațională de Drept Penal. Dear Mr. Professor, we'd like to ask you which are the objectives of the International Association of Penal Law, and if you are so kind, would you please present us the association? Thank you. Thank you so much. I do that with pleasure. So the International Association of Criminal Law is in fact the oldest association on criminal justice. And it does exist, as the President has said, formally since 1924, but it has an older story which goes back to the end of the 19th century. Asociația Internațională de Drept Penal este una dintre cele mai vechi asociații în domeniul justiției penale, mergând până în anul 1924. Yeah. You must not forget that at the end of the 19th century, the social sciences came in. The world was internationalizing already at that moment, so you had for the first time, let's say, from the international community, an interest in the criminal justice. Să nu uităm că la începutul secolului 19-20 a existat un interes în domeniul cooperării, în domeniul socializării între state și, ca urmare, aceasta a fost premizele apariției asociației.
I would, in broad terms, I would say that the objectives of the association are the quality of the criminal justice system. În mare parte, obiectivele asociației sunt calitatea justiției penale. And of course, looking for more justice in the world as such, criminal justice. Și desigur, urmărirea unei înfăptuiri unei mai bune justiții în lume, desigur, justiție penală. So it has to do with technical expertise and it has to do with values. Deci are în vedere expertiza tehnică, precum și valorile. Technical expertise that can be the quality of the legislation. Expertiza tehnică mă refer la calitatea legislației. The quality of the working of the administration of justice. Calitatea lucrărilor administrării justiției. And this has to do with the general part of criminal law, the offences, the criminal procedure. Și aceasta are de-a face cu partea generală a dreptului penal, infracțiunile, procedurile. The values, just to give you a couple of examples, of course have to do with humanity in criminal justice. Valorile, și ca să vă dau un exemplu, are de-a face cu umanitatea în justiția penală. Humanity related to the persons, that can be the suspect, it can be the victim, it can be third parties. Umanitatea în relație cu persoanele care pot fi învinuitul, partea vătămată, părți terți. And the values can be at a national level, so at a domestic criminal justice system. Iar valorile pot fi la nivel național, deci justiție penală națională. But also much more, and that of course since World War I for sure, also at the international level. Dar nu numai, și cu atât mai mult de la sfârșitul primului război mondial, la un nivel internațional, mondial. So the whole discussion on international criminal justice. Deci toată discuția privind dreptul penal internațional. And developing specific international structures for dealing with core crimes, international core crimes. Și dezvoltarea unor instituții la nivel internațional pentru a avea de-a face cu infracțiuni importante. This has been a very important topic in the association and Romanian expert Pella, historical expert, which also has been president of the association, has played an important role in this. Aceasta a fost un punct important al asociației, iar desigur românul Vespasian Pella a jucat un rol foarte important în cadrul asociației. So to summarize, we have an academic profile. Deci ca să concluzionăm, avem un profil academic, a scientific profile, un profil științific, but we are strongly working together with practice. Dar lucrăm îndeaproape cu practicienii. And also advising national and international institutions. Dar și prin acordarea de sprijin instituțiilor naționale și internaționale. Câteva precizări, dacă este posibil, aș vrea să ne spună, domnul președinte, câți membri are Asociația Internațională de Drept Penal și din câte țări? Mr. President, would it be so kind as to tell us how many members does the association have and from which countries? Yeah, then I must thanks. I must explain a little bit the structure. It's a very, I would say, decentralized organization in the sense that our main activity is in the national groups. Este o activitate descentralizată prin aceea că principala activitate are loc în cadrul grupurilor naționale. Yeah. And so historically, the main activity that was in Europe. Din punct de vedere istoric, activitatea principală a avut loc în Europa. But then after World War II, we have been developing activities in the Americas. Dar după cel de-al doilea război mondial, am desfășurat activități în North and South America. În continentul american de nord și de sud. Also in Asia. În Asia. And we have also been active and still are active in a lot of African countries. Și de asemenea suntem activi în foarte multe state africane. The members, that's of course the members, are members of the national groups and members of the association. Membrii, desigur, sunt membri ale grupurilor naționale și membri ale asociației. So all over, I think, today it's around 1,500 people. Deci, în total, astăzi, cred că sunt în jur de 1,000 de membri ai asociației. And so the members are coming from the different stakeholders, if I can call it like that. Deci membrii vin din principalii acționari, dacă pot spune așa. So they coming from the judiciary, from the public prosecutors, from the police, from the universities and deci so on. Deci vin din mediul judiciar, academic, poliție, ca să spun așa. And ministries of course also. Și bineînțeles ministerele de resort.
Vă mulțumesc pentru precizări. Cu siguranță, dacă aceeași prietenie o manifestați către toate asociațiile naționale care sunt afiliate la dumneavoastră, către toți membrii dumneavoastră, așa cum arătați această prietenie în ultimii ani ca asociație către România, justiția internațională va avea foarte mult de câștigat. Cred că această atenție deosebită acordată grupului român și României în general se datorează, așa cum a arătat domnul președinte, și tradițiilor puternice pe care România, prin reprezentanții săi, le are în cadrul asociației. Aminteam mai înainte și am făcut-o în deschiderea conferinței mondiale și în deschiderea conferinței mondiale că țara noastră a fost printre fondatorii asociației, prin profesorul Iulian Teodorescu, mai puțin cunoscut în lumea științifică de astăzi, dar marele reprezentant al României rămâne profesorul Vespasian Vepela. Este o personalitate emblematică pentru asociație, a deținut calitatea de vicepreședinte și chiar de pe cea de președinte în perioada 1946-1952. Vespasian Vepela este cel care, încă din 1925, a redactat o serie de documente importante ale Asociației Internaționale, prin tezele sale fundamentale fiind aceea a responsabilității colective a statelor pentru crima de război, a elaborat proiectul unui cod al crimelor contra păcii și omenirii și proiectul Curții Penale Internaționale, proiect care a fost preluat, dezvoltat, materializat în acum câteva decenii prin Curtea Penală Internațională creată în urma tratatului de la Roma. De asemenea, profesorul român a fost profesor la Facultatea de Drept din București, a fost ambasador al României în Elveția și la Societatea Națiunilor, a secondat pe Nicolae Titulescu în multe din activitățile sale și nu în ultimul rând a fost membru corespondent al Academiei Române. El este cel care este considerat pe drept cuvânt fondatorul dreptului internațional penal, a luptat și a acționat pentru unificarea dreptului penal și este considerat printre artizanii creării unei jurisdicții penale internaționale. În fine, să mai amintim că Vespasian Vepela este cel care definea dreptul penal ca drept al păcii în 1925 și ca un drept al viitorului. În 1926 a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace de Uniunea Interparlamentară și ideile sale, făcând un arc peste timp, le preluăm noi astăzi. Pentru că noi considerăm că, în condițiile în care dreptul mediului a devenit un drept care exprimă cerința existenței umanității ca specie între specii, devine, prin dreptul penal al mediului, la rândul un drept al viitorului. Și, în fine, tot o remarcă de tradiție, Congresul din 1929, care a avut loc la București, s-a bucurat de o rezonanță deosebită în lumea științifică, iar printre temele dezbătute a fost și cea a răspunderii penale a persoanei juridice. Iar printre argumentele care s-au ridicat acum 87 de ani la București în favoarea acceptării acestei teze, atunci deosebit de novatoare, astăzi aprobată la unison de doctrină și exprimată la nivelul dreptului pozitiv, a fost și aceea că este necesar să intervină o atare răspundere, întrucât multe infracțiuni, precum infracțiunile la protecția mediului, la calitatea apelor, nu pot să fie pe deplin sancționabile decât prin răspunderea persoanei fizice și se impunea să fie angajată alături și conjugat cu răspunderea persoanei fizice, direct responsabile, și răspunderea penală a persoanei juridice. În numele unor atari tradiții, în continuarea lor, am organizat această conferință mondială și tot cu ajutorul tradițional al Asociației Internaționale de Drept Penal. Vă mulțumesc pentru precizări. Vă rog, domnule președinte. Iertați-mă să mai adaug, pentru că așa este corect, că la contribuția acestui eveniment, un aport deosebit, după părerea mea, l-a adus și fosta conducere a Asociației Române de Științe Penale, respectiv în această ordine, regretații profesor Costică Bulai, membru în Consiliul Director la acea dată în anii 90 în Asociația Internațională de Drept Penal și, desigur, regretatul profesor George Antoniu.
Nu numai președinți și directori adjunți ai Institutului de Cercetări Științifice al Academiei, iar domnul profesor Bulai, unul dintre membrii de seama Institutului încă din anii 1970. Vă mulțumesc pentru precizări, sunt importante, iată, fundamentează și explică această apropiere profundă care există între Asociația Internațională de Drept Penal și Asociația Română de Științe Penale. Aș face acum o paralelă între actualul președinte și ultimul președinte al Asociației Internaționale de Drept Penal, domnul președinte de la Cuesta. În 2011 a fost doctor honoris causa al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Felicitări pentru această demnitate și aș vrea să vă întreb, se organizează, iată, de începând cu anul trecut, o conferință mondială într-o altă țară cu o tematică aparte. Cum se desemnează, cum se aleg temele acestor conferințe, care a fost conferința anterioară, care este următoarea, care au fost țările gazdă, care vor fi? Dear Mr. Professor José Luis de la Cuesta, I would like to ask you, what are the criteria on which the world conferences of the International Association of Penal Law are organized, and which was the last international conference, and which is going to be the next world conference of the association? Well, the association has different activities in the agenda of the association. So the World Conference are a kind of activities. A previous World Conference was in Guadalajara in 2007. Organizația organizează diferite manifestări științifice. Conferința anterioară a fost organizată în Guadalajara în 2007. And it was devoted to a more general issues on the different current problems that the criminal justice experience. Și a fost dedicată unor probleme mai ample, generale, pe care justiția penală le întâlnește. Well, in this case, we wanted to work on an issue that has that is really a concern of the association since 1977, when we had the first activity on the protection on the environment. În acest caz am dorit să abordăm un subiect anume care face obiectul preocupărilor asociației încă din anii 1970. On the occasion of our congress, we each 5 years we organize a congress. La fiecare 5 ani organizăm un congres. And for these congresses we normally prepare the congresses with different preparatory colloquia. Iar pentru fiecare congres îl pregătim cu organizând colocvii preparatorii. So in this colloquia we took this issue that was a very, very important one, but still not very much touched by national legislations. Iar în cadrul acestor colocvii am abordat această problemă care este actuală, dar care nu a fost abordată în cadrul legislațiilor naționale. And we wanted to send a message to the national legislations that the environment needed the intervention of penal law, of criminal law. Și am vrut să transmitem un mesaj legislațiilor naționale, aceea că mediul are nevoie de intervenția dreptului penal. But at the same time it needed to be organized in an adequate way, because criminal law must be adequately formulated, incriminations must be technically good established, and sanctions in this field need to be more rich than the ones that usually criminal laws employ. Și vreau să spunez că dreptul penal al mediului trebuie reglementat într-un mod adecvat, într-un mod cât mai bogat și care să presupună, să atingă scopul acela de protecție al mediului. So as a final result of that preparatory colloquium and of the Congress, we had a set of recommendations that were enriched 10 years or 15 years later in Rio de Janeiro and
in 1994. Deci la ultimul colocviu am avut un set de recomandări care au fost reluate și aprofundate la Rio de Janeiro în 2004. One of our purposes now in here in Bucharest with this second World Conference is to evaluate which was the influence and which has been the enforcement or the development of these directives and these recommendations in order to revise. Iar unul dintre scopurile noastre pe care l-am avut în vedere la organizarea acestei conferințe este de a vedea cum aceste recomandări au fost aplicate în ceea ce privește dreptul mediului. So we want to make this revision and to include new recommendations and dorim particularly we would like to focus on the need of an international convention or an intervention at the international level in order to assure that there will be really an incrimination and a clear response and clear answer for the serious aggressions to environment. Deci dorim să facem aceste revizii și să propunem o intervenție la nivel internațional pentru a ne asigura că aceste vătămări ale mediului sunt abordate în mod efectiv. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu noi l-avem de asemenea pe președintele de onoare al Asociației de Științe Penale, domnule profesor Ovidiu Prădescu. Avem, iată, două materii, dreptul mediului și dreptul penal. Este o apropiere necesară, dacă ne uităm numai în ceea ce se întâmplă în mass media, de versări în mări și oceane, de frișări la nivel de România, care parcă nu se mai termină. Credeți că poate fi realizat acest deziderat pe care și-l propune, iată, și conferința Protecția Mediului prin dreptul penal? Vă mulțumesc pentru întrebare. Nu numai că poate să fie realizată această legătură, această conexiune între dreptul penal și dreptul mediului, ea trebuie să funcționeze. Criminalitatea de mediu se situează la acest moment pe plan mondial, pe locul al patrulea și cu natura nu este de joacă. Un celebru scriitor în 2014, în cartea sa Punctul de cotitură, spunea că trăim vremuri excepționale cu schimbări foarte rapide în toate domeniile care nu pot fi nici anticipate și nici controlate la acest moment. Mai mult, majoritatea oamenilor de la noi și de oriunde s-au obișnuit să trăiască, s-au obișnuit cu valorile de la sfârșitul secolului al XX-lea și tânjesc să revină la aceste valori, uitând de ceea ce este mai important, adaptarea la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, uitând practic de viața însăși. Ajungând la viața însăși, se pare că de prea multă vreme omul a uitat că este parte, componentă, o mică parte, componentă a naturii. Că natura, ea însăși, ca și pământul, este un organism viu, are propriul ei drept, drept al naturii și trebuie respectată ca atare pentru ca noi să putem supraviețui. În anul 500, cu aproximație al erei noastre, celebra civilizație Nazca a dispărut și până cu câteva decenii în urmă s-a considerat că elementul principal a fost El Niño, care și la acel moment a avut o serie întreagă de modificări, de exprimări, cu ghilimelele de rigoare, excepționale, ceea ce se întâmplă și în zilele noastre. Dar nu a fost așa. El, într-adevăr, a adus ploi, inundații, nemai întâlnite până atunci în acea zonă a Americii. Însă, reprezentanții de vârf ai societății respective, principal preoții și conducătorii militari, au uitat să respecte natura.
au făcut defrișări de păduri în masă, arborii aceia cu o denumire specială, îmi scapă acum denumirea, aveau rădăcini foarte întinse, susțineau versanții, făcând tăieri abuzive. În momentul în care s-au produs acele ploi diluviene, automat că terenul, pământul nu a mai fost susținut și i-a acoperit pe oameni, dispărând o civilizație întreagă. Mutatis mutandis, în zilele noastre, pericolele sunt și mai mari, dezechilibrele ecologice sunt tot mai vizibile și dreptul fundamental la un mediu sănătos și echilibrat ecologic trebuie nu numai consacrat, dar și garantat prin mijloace diverse și în principal prin mijloacele dreptului, în contextul mondializării dreptului, pentru că dacă se globalizează la nivel economic, dacă suntem în momentul de față un sat global, cel puțin din două puncte de vedere, al informațiilor și al comunicațiilor, suntem un sat global, după cum foarte bine știți. Și dreptul la ora actuală se mondializează. Iar la nivelul acesta mondial, dreptul mediului este unul dintre ramurile dreptului, una dintre ramurile dreptului cele mai emergente, alături de dreptul consumerismului și alte ramuri ale dreptului. Într-adevăr, dreptul penal, prin mijloacele specifice, prin instrumentele lui, poate să-și aducă o contribuție decisivă la reechilibrarea ecologică a planetei. Răspunderea penală a persoanei juridice trebuie, a polatorului, trebuie luată cu seriozitate în calcul și, de asemenea, trecerea unor fapte din penal în contravențional cu prea multă ușurință, de asemenea, trebuie să ne dea de gândit. Spunea cu drept cuvânt Procurorul General al României dimineață, în sesiunea de deschidere a conferinței mondiale, că intenționează să creeze un grup de reflecție referitor la protecția mediului prin dreptul penal, să creeze procurori de specialitate în această materie. Și eu cred că aici atât practicienii dreptului, cât și teoreticienii dreptului, cercetătorii științifici, universitari, pot să-și reunească forțele și, într-adevăr, să își aducă o contribuție efectivă la prevenirea, dar și la combaterea faptelor care afectează grav echilibru ecologic pe planeta noastră. Și cred eu că această inițiativă a Asociației Internaționale de Drept Penal este un bun început, un model și cred că acel raport care se va face de conducerea Asociației Internaționale de Drept Penal, acel document care va fi elaborat, va ajunge pe toate continentele planetei și va fi un semnal de alarmă tras de data aceasta de reprezentanții dreptului penal pentru toate categoriile de specialiști care concură la asigurarea protecției și la protejarea mediului pe planeta noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule profesor. Vă rog, domnule președinte. Aș vrea, dacă mi-e îngăduit, să adaug două idei în sprijinul celor afirmate de către domnul profesor Prădescu. Este evident că, din punct de vedere tehnic, Asociația Internațională de Drept Penal practic oferă statelor naționale și organizațiilor internaționale expertiza sa științifică în redactarea în mod unitar a normelor de incriminare și în abordarea urmăririi acestora. Însă,
protecția efectivă revine în principal în sarcina fiecărui stat și sub acest aspect, în ceea ce ne privește, ar fi de gândit, de reflectat în ce măsură la nivelul țării noastre s-ar impune și ar fi o soluție mai bună fie codificarea acestora, pentru că în prezent noi avem practic în afara celor două texte din codul penal aproximativ 26 de texte incriminatorii disipate în 12 acte normative apărute pe parcursul a 20 de ani, care fac dificilă atât cunoașterea de către destinatarii normei, dar și de către cei chemați să aplice și să interpreteze legea, cunoașterea lor, și ar fi de reflectat dacă nu cumva s-ar impune o codificare a acestora, sau, cum s-a mai propus și astăzi, crearea unei incriminări cadru după modelul spaniol, în codul penal, o incriminare gen abuz în serviciu și celelalte secundare în legea cadru, în ordonanța de urgență 195/2005, astfel încât organele judiciare penale din România să aibă toate instrumentele necesare la dispoziție pentru a aplica în mod efectiv și disuasiv legea penală și, de asemenea, cred că ar trebui regândite sub acest aspect și limitele speciale de pedeapsă, pentru că, din păcate, în această materie, cu câteva excepții prevăzute în legea 101/2011, prin care s-a transpus în dreptul nostru directiva 99/2008 privind protecția mediului prin mijloace dreptului penal și a incriminării existente în articolul 98 din ordonanța de urgență pe 2005, toate limitele de pedeapsă prevăzute în materia faptelor dreptate contra mediului nu depășesc 3 ani. Nu depășesc 3 ani. Iar această excepție despre care vorbeam, și toate sunt alternativ cu sancțiunea amenzii, chiar astăzi reprezentantul Ministerului de Resort a adus în discuție existența unui proiect de lege prin care se dorește o mărire a sancțiunii penale, a amenzii aplicabile persoanei juridice, prin mărirea cuantumului zilei amenzii de la maximul 5.000 de lei per zi, cât este azi, la 25.000 de lei. Deci trebuie mai întâi interveni legislativ, în opinia noastră, și apoi, desigur, e o chestiune de aplicare a legii, de crearea de structuri specializate care să facă și efective sau și efectivă această protecție asupra mediului. Și, de altfel, vedeți că și reflectam asta auzind astăzi comunicările care s-au susținut aici, trebuie să ne adaptăm și noi, ca reprezentanți ai științei penale, la provocările zilei, la evoluția care se întâmplă în societate, pentru că este de netăgăduit că la acest moment mediul reprezintă o valoare fundamentală. Domnul profesor Prădescu, cred că o completare la completare, dacă permiteți. Îi mulțumesc domnului președinte Duvac, ca de obicei este un bun cunoscător al dreptului penal, un tehnicist. Eu cred că s-a pornit greșit și sunt în asentimentul profesorului Mircea Duțu atunci când în expunerile domniei sale, dar mai ales în ceea ce scrie și publică, spune că s-a pornit greșit de la transpunerea în dreptul intern a directivei 99/2008 a Consiliului Europei și a Parlamentului European printr-o singură lege, cea din 2011, legea 111/2011, și aici l-aș ruga pe dumnealui să nuanțeze puțin această transpunere, ar fi trebuit să se facă sectorial pe fiecare domeniu în parte, dar cred că profesorul Duțu ar putea să ne dea mai multe amănunte și la obiect în acest sens. Și eu pledez într-adevăr pentru o codificare. Personal regret că ceea ce s-a început prin legea 301/2004, un alt nou cod penal, după cum bine știți, care n-a intrat niciodată în vigoare, fiind ulterior abrogată legea respectivă, exista un capitol 5 din titlul al doilea sau al treilea, nu mai țin minte exact, al acelui cod,
dedicat delictelor privind mediul. Dar era un început, într-adevăr un început timid, nu rezolva problema. Domnule profesor, v-aș ruga să ne dați ceva amănunte în plus pe această temă. Mai multe precizări. În primul rând, din păcate, codul penal român nu consacră, nu ridică la rangul de infracțiune prevăzută în principala lege penală a țării, infracțiune la regimul protecției mediului. S-a încercat, așa cum arătați, în legea 301, care nu a intrat în vigoare, dar și atunci nu se făcea decât să preia anumite infracțiuni dispersate în anumite legi speciale, fără să se încerce o adaptare la specificul mediului. În ceea ce privește remarca domnului președinte al Asociației Române de Științe Penale că pedepsele sunt deosebit de mici, aș remarca un fapt. Chiar sunt regrese, de pildă infracțiunea de infectare a apei, 311 din Codul Penal 1969, pedepsa prevăzută anterior era 1 până la 4 ani închisoare sau amendă, acum noul cod penal, 1 sau la 3 ani închisoare sau amendă, în ciuda faptului că noi ne luptăm la nivelul doctrinei să acredităm principiul neregresiunii în domeniul protecției mediului, în sensul că odată o măsură legislativă, administrativă sau de altă natură în favoarea protecției mediului adoptată și consacrată, nu se poate reveni sub nivelul deja consacrat. Referitor la proiectul de lege aflat pe masa Parlamentului în privința modificării legii 101 pe 2011 privind transpunerea în dreptul intern al Directivei 99 din 2008 a Uniunii Europene privind protecția mediului prin dreptul penal, această modificare în sensul amplificării cuantumului amenzii penale aplicabile persoanei juridice a fost impusă la demersurile Comisiei Europene, care a trimis deja o scrisoare administrativă Guvernului Român, atrăgându-se atenția că în cuantumul prevăzut de lege LATA al amenzii pentru persoana juridică, respectiva pedeapsă nu îndeplinește cerințele prevăzute de directivă, cum ca sancțiunile aplicabile în materie de mediu să fie proporționate, descurajante și adecvate. Ca atare, la nivelul de până acum aplicabil al amenzii penale respective, se năștea un drept de a polua, adică poluatorul, persoana juridică responsabilă de săvârșirea unei infracțiuni, putea să prefere să săvârșească în continuare fapta respectivă și să plătească amenda care era derizorie. În privința soluțiilor, ele sunt mai multe. Noi sperăm ca în viitorul apropiat să se demareze proiectul mult clamatului cod al mediului, în interiorul căruia, în cadrul căruia, răspunderea de mediu, inclusiv cea penală, să-și găsească o reglementare coerentă, sistematică, la nivel european și care să ofere un răspuns penal pe măsură atingerilor aduse mediului și celorlalte fapte care sunt considerate infracțiuni în conexiune cu protecția mediului, a sănătății umane, a calității vieții persoanelor. Mulțumesc, domnule profesor, domnule director, pentru precizări. Aș vrea să revenim la Asociația Internațională de Drept Penal, la domnul președinte, întrebându-l, știu că se acordă o medalie Vespasian VP, la care sunt criteriile pe care le aveți în vedere când acordați această distincție? Este o distincție pe care o acordați anual sau doar periodic? Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri despre această medalie distinție pe care asociația o acordă. I'd like to take the discussion back to the International Association of Penal Law, and I would ask Mr. President about the medal Vespasian Pella, which is awarded periodically, and I would inquire you on which basis this medal is awarded, and also how often it is accorded. Thank you very much. Why the existence of the medal of Vilas Pius Pella? First of all, this has been underlined because of his very important activity
within the association, and also a very important activity linked to international criminal justice at the international community. În primul rând, aș dori să precizez că această medalie a fost instituită ca urmare a activității deosebit de importante în domeniul științific la nivel național al lui Vespasian Pella, dar și atât la nivel internațional. So the creation of the model of the medal in first time is in honor of Vespa himself. Deci în primul rând medalia a fost creată în onoarea domnului Vespasian Pella. Of course then it's given, it's contributed, it's attributed to certain persons. Desigur este atribuită anumitor persoane that have contributed in a very substantial way to the development of international criminal justice. Care au contribuit într-un mod foarte substanțial dezvoltării dreptului penal la nivel internațional și justiției penale. And so as far as I remember, José Luis da Cuesta can maybe follow up, the medal has been given to Basiuni. Medalia a fost acordată domnului Basiuni. Basiuni, who has been three times president of the IDP, care a fost de trei ori președinte al Asociației Internaționale de Drept Penal, and who has also played a very substantial role in the creation of the international, the ad hoc courts and the international criminal court. Și care a jucat un rol deosebit de important în crearea tribunalelor ad hoc și curții penale internaționale. And then the medal has been given to Shabazz, is that right? To William Shabazz. Și de asemenea, medalia a fost acordată lui William Shabazz, a very famous professor, a specialized in international criminal justice. Un profesor renumit specializat în domeniul științei penale a dreptului internațional. If I'm well informed, he's still the holder today of the medal, isn't it? Și dacă nu mă înșel, este și în momentul actual deținătorul medaliei. The first medal was carried by Benjamin Ferenc. Thanks. Because the medal was given to Ferenc by Vespasian Pella's wife. Yes. Prima medalie a fost atribuită lui Benjamin. Nu prima, este o medalie transmisibilă. Yes. E unică. Yeah. În 1958, doamna Margareta Pella, soția lui Vespasian Pella, care trăia la New York. Pella a murit în 1952 într-un accident cerebral. Urma să ia avionul spre Roma, unde era Congresul Internațional, Asociația Internațională de Drept Penal. Văduva, rămasă la New York, a instituit medalia și în 1958 a mers la sediul AIDP din Paris, așa cum spunea domnul președinte de la Cuesta, e primul beneficiar, i-a fost Benjamin Ferenc, între 1958-2000, este o medalie transmisibilă, adică a fost deținută de Ferenc între 1958-2000, apoi șerif Basauni între 2000-2010 și din 2010 William Shabazz. Este transmisibilă, se transmite precum o cupă și este atribuită persoanei care e considerată un campion al justiției penale internaționale. Și probabil că după domnul Shabazz va urma. But the one who carries the medal decides who is the follower. Dar vreau să menționez că persoana care deține medalia este cea care decide care va fi următorul căruia va fi încredințată această onoare. Practic e o predare de ștafetă. Bun, revenind la domnul președinte de la Chesta, aș vrea să îl întreb, fiind un profesor, iată, care a venit în România cu mulți ani în urmă, cum apreciază eforturile de adaptare a legislației românești la standardele europene, cum regăsește în acest moment România după primele dumnealui vizite? I'd like to ask Mr. Professor José Luis de la Cuesta, who is a friend of Romania, if I may say so, and came firstly in Romania. Domnul președinte Verweil de asemenea, care a venit, who came in Romania a long time ago, and I would like to ask you, how do you appreciate the efforts of the legislator in order to adapt the national legislation to the European standards, and how do you find yourself right now again back in Romania? Well, I know, and it happens also in Spain, that normally from inside we are very, very critic to our evolution. Știu și ni se întâmplă și nouă în Spania că la nivel intern suntem foarte, foarte critici cu privire la evoluția noastră. And also that reforms in criminal law and criminal procedure are not really easy.
Și de asemenea, reformele în domeniul justiției penale nu sunt foarte ușor de făcut. But in my contact with the colleagues that are members of the association and with the personalities that are also in charge of very important responsibilities on criminal issues. Din legăturile și contactele pe care le-am avut cu membrii ai asociației și persoane foarte importante în domeniul dreptului penal. I have also always met people that are very sensitive to the need of the guarantee and respect of human rights. Am întâlnit oameni care înțeleg necesitatea respectului drepturilor omului, fundamental rights, drepturilor fundamentale, but not only fundamental rights of criminals, also from of victims. Dar nu numai drepturile fundamentale ale infractorilor, dar și cele ale victimelor. So very much concerned with this equilibrium that we always need to find in criminal law and criminal policy. Și de asemenea foarte interesat în acest echilibru pe care trebuie să-l avem în aplicarea dreptului penal between protection of society, între protecția societății și but guaranteeing and respecting the fundamental values that our president has mentioned and particularly the principle of humanity. Dar de asemenea asigurând respectarea drepturilor fundamentale pe care președintele nostru le-a menționat și în primul rând umanitatea. So in this sense I always found an environment that was very, very familiar for me, with the same concerns and similar principles and projects. Și în acest sens am întâlnit un mediu care mi este foarte familiar, cu aceleași îngrijorări, cu aceleași perspective. On the other hand, as this activity that we are developing here clearly shows, I have always met also people that are very active and very decided to contribute also to the international life and to be hosts of activities that are necessary in order to promote our activities and our common purposes. Și am întâlnit oameni foarte doritori în activitate, să devină activi în acest domeniu și să ne sprijine activitățile asociației. So in this sense I am very, very thankful for all the support that I have always had in Romania, and particularly I am very, very much honored by the great nominations that you did me in Jassy. Și în acest sens sunt foarte, foarte bucuros și vă mulțumesc foarte mult pentru primirea făcută în România și distincțiile acordate. Eu aș vrea să folosesc acest prilej pentru a-i mulțumi profesorului de la Cuesta pentru sprijinul constant acordat Asociației Române de Științe Penale. I'd like to take this opportunity to thank Mr. José Luis de la Cuesta for the constant support given to the Romanian Association of Penal Sciences. Și să remarc valoarea comunicării sale pe care a prezentat-o în anul 2012 în aula Academiei Române. And to underline the value of pentru domnul președinte. The value of the presentation given in 2011, privind o paralelă între noua legislație penală română și legislația penală spaniolă. On the parallel between the penal Romanian penal legislation and the Spanish penal legislation. Și de asemenea, și în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc pentru studiile domniei sale. And lastly, I would like to thank for his studies. Privind experiența spaniolă în materie. Regarding the Spanish experience in the area, publicată în revista noastră de drept penal, published in the Romanian Penal Law Review. Vă mulțumesc tuturor. Intrăm, iată, în ultimele minute ale emisiunii noastre. Aș vrea să-i dau în încheiere cuvântul domnului președinte Mircea Duțu pentru a ne spune eventualele concluzii după prima zi a Congresului. Iată un eveniment care se desfășoară pe 3 zile, evenimentul anului 2016, evenimentul juridic al anului 2016, probabil, având în vedere notorietatea și multitudinea invitațiilor atât din străinătate cât și din țară. Domnule președinte, am văzut astăzi câteva sute de persoane alături de dumneavoastră la deschiderea conferinței, reprezentanții ai Ministerului de Resort, al Ministerului Mediului, reprezentanții ai Comisiei Juridice, practic ai legiuitorului, distinși profesori și specialiști. Cum se prezintă în opinia dumneavoastră Congresul, Conferința Mondială după prima zi? Ne aflăm sub bune auspicii.
Aș vrea cu o corectură să încep. Nu este numai cel mai important eveniment științific juridic al anului, cred că al ultimilor decenii, pentru că din 1929, în România, asociația nu a mai organizat o manifestare mondială și, din cunoștințele mele, cel puțin din 1981, în România nu au mai avut loc reuniuni cu caracter mondial în domeniul științelor juridice. De aceea, eu cred că trebuie să acordăm toată atenția necesară. Ne-am bucurat de reacții pozitive din partea autorităților statului. Punctele de vedere exprimate converg spre nevoia continuării discuțiilor, a schimbului de experiență în materie de mediu. România este deschisă acestei căi de natură europeană și internațională de dezvoltare a dreptului său și aș vrea să mai fac o remarcă. Se realizează în cadrul Conferinței Mondiale de Drept Penal un dialog, pe de o parte, între penaliștii tradiționali care pun înainte de toate accentul pe utilizarea instrumentelor juridice de protecție a mediului și juriștii de mediu care acordă prioritate adaptării și creării unui fascicul de legislație penală specifică protecției mediului, care militează mai ales pentru un drept penal al mediului ca disciplină și domeniu autonom de reglementare, de cercetare și chiar de învățământ. Cu această ocazie va avea loc un dialog extraordinar între culturile juridice reprezentate de asociație, între sistemele legislative de pe toate continentele și ce poate să fie mai interesant de pildă decât experiența Statelor Unite ale Americii, reprezentate aici de fostul procuror șef al Departamentului de Mediu din cadrul Departamentului de Justiție, profesorul Ullman, sau un reprezentant al Universității din Beijing. Ce poate să fie mai interesant decât experiența sud-americană sau experiența olandeză, italiană, spaniolă și, nu în ultimul rând, cea din România. Ca atare, suntem în fața unei panorame a dreptului penal al mediului în toată splendoarea lui, cu plusurile și minusurile, în fața unui dialog științific autentic și sperăm ca și concluziile și recomandările care vor fi formulate să fie pe măsura așteptărilor. Ca atare, să fim de acord că prin organizarea la București acestei conferințe mondiale de drept penal asistăm la o recunoaștere a tradițiilor școlii juridice românești, a valorii sale actuale și să sperăm că această colaborare va continua și manifestări de anvergură a conferinței noastre vor deveni o obișnuință în viața științifică românească. Felicitări, iată, domnule președinte, domnule director al Institutului de Cercetări Juridice Mircea Duțu, pentru această reușită, pentru această manifestare. Domnule președinte al Asociației de Științe Penale, Constantin Duvac, felicitări și dumneavoastră deopotrivă. Domnilor președinți ai Asociației Internaționale de Drept Penal, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Sper să concretizați în continuare proiecte și manifestări împreună cu colegii din România. Domnule profesor Ovidiu Prădescu, director al publicațiilor Dreptul, sper ca și doctrina penală românească, doctrina românească în general, să valorifice această inițiativă, această organizare care s-a făcut, iată, la București. Îi mulțumesc în încheiere și colegului meu pentru că m-a ajutat în realizarea acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, vă dăm întâlnire miercura viitoare la ora 17 pentru o ediție nouă a emisiunii Legal Point. La revedere!